Sfârșit de toamnă. Autor Daniela Crețiu. În poiana din pădure, numai vântul se aude și o pasăre ce strigă: "Vine iarna de la munte." "Nu-i nimic," îi spune ursul. "Eu mi-am pregătit burlogul. Am închis ușa și geamul. Nimeni să nu-mi strice somnul." "Și în căsuța mea e bine," spune ariciul zgribulit. "Chiar de este din crenguțe, oricine-i binevenit." Dintr-o scorbură ascunsă cântă două veverițe, căci cămara lor e plină cu nuci bune și cu ghinde. Vântul s-a oprit odată, totul a încremenit, iar din cerul cade vată, fulgii dansul au pornit.